Ok, s-a construit destul de mult. Am făcut un pic de build-up, așa. Mult a fost, puțin a rămas, deci practic în ianuarie, unde a fost foarte greu, după Revelion. A trebuit să ne trezim, să ajungem la Open Connect, să ne atragem toate energiile pentru a... aici se află obiectul. În februarie a fost iarăși foarte, foarte dificil și iată că în sfârșit am reușit să acordăm premiul iPhone 5. A fost greu, cu atât mai greu cu cât eu, organizatorul Open Connect, habar nu am cuiva, dar Marian, ci vă jur, pe cuvântul meu, vă spun din sufletul meu de copil, că n-am nici cea mai mică idee cui va da acest telefon. Eu am muncit făcând evenimentul, asta e treaba mea. Treaba sponsorului este să dea premiu și să facă în așa fel încât oamenii să fie mulțumiți. Gata, eu nu mai zic nimic. Da, a fost foarte greu, pentru că toate, sau în fine, am avut destul de multe pitch-uri din care a trebuit să analizez, să văd cât de interesante au fost, cât de pasionante au fost, dacă au conținut cel puțin cele trei elemente necesare, și anume definiția problemei, rezolvarea acesteia și ce anume se cere de la cel care ascultă în lift, într-un minut, pitch-ul în cauză. A fost foarte greu pentru că este foarte greu să îți dai cu părerea cât de mult succes ar avea persoana respectivă atunci când ascultă pitch-ul în cauză. Este foarte greu să dai un premiu mai multor pitch-uri. De aceea m-am gândit că ar trebui să încercăm să mulțumim măcar două persoane. Numai că e un singur premiu. Și m-am gândit că ar trebui găsit o formulă în care un telefon ar trebui împărțit în mai multe pitch-uri, pentru mai mulți pitchers. Singura variantă pe care am găsit-o după ce am discutat cu Dragoș modalitatea în care să rezolvăm problema a fost următoare. Aceasta. Deci practic în acest moment vedeți live, da, pe streamul live cum se oferă un premiu pentru două pitch-uri, da? Deci practic cutia se va tăia și va fi oferită pentru doi pitcheri, da? Ok? Eu zic că putem lăsa lucrurile așa, ca să se... Evident, e o glumă. Evident, e o glumă. Pitch-ul pe care l-am considerat a fi... Pitch-ul pe care l-am considerat a fi... cel care conține definiția problemei, rezolvarea acesteia, cât și ce anume se așteaptă de la ascultător, a fost într-adevăr destul de greu de ales, ținând cont că varietatea celor care prezintă este foarte mare, de la companii, de la proiecte ONG pe zona de eco, la succese în muzică, la carduri, la proiecte de forex, la jocuri, la pitch-uri legate de evenimente, la crowdsourcing, la dulceață, la părinți, la profesori. A fost destul de greu.
proiectul pe care l-am pentru care am considerat că Piciu este cel mai cel mai potrivit. Este părinți autentici Mihail Wow, Mustan. Genial, felicitări. Super tare. Bravo. Vino să ție premiu. Foarte tare, Mihail. Pe care aș vrea să-l chem în scenă. Ok. Da. Ah. Mersi mult. Wow. Mulțumesc. Marian. Ok, spune-ne și nu două cuvinte. Sau lasă-l pe Darius, e cum... Mulțumesc foarte mult, o să fie și un cadou de ziua mea. N-am răspuns la întrebarea când am auzit 7 martie, că nu mai e voie să răspuns eu. Ziua mea este mâine. La mulți ani. Vreau să zic că în prezentarea mea că vin aici pentru feedback, idei și surprize, dar nu m-aș fi așteptat la așa ceva. Așa că ce să zic, mulțumesc Dragoș, mulțumesc Marian, mulțumesc tuturor pentru această comunitate. Pentru mine e oricum o sursă de inspirație. V-am spus că părinți autentici este foarte mult inspirat de ceea ce se întâmplă aici pentru mediul business. Asta îmi doresc să creez acolo pentru părinți. Deja am avut prima întâlnire, am avut lansarea și feedback-ul este extraordinar. Ne motivează să creștem noi și noi proiecte. Și mulțumesc, o să venim în continuare. O să mai vină și Darius pe aici. Bine, mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Aceasta a fost ediția Open Connect 24. Vă reamintesc, înainte de a vă ridica, cei care se uită live la noi, mai aveți la dispoziție vreo 30 de secunde să votați cel mai interesant pitch. Avem vreun rezultat deocamdată de la poll, o să vedem. Pentru cei care vor să facă networking, asta este zona, după ce o să îndepărtăm această cutie, asta este zona în care puteți lăsa cărțile de vizită. În 5 minute o să intrăm cu un interviu live, tot de aici, din Starbucks Molvitan. Vă mulțumesc, urmează Adi Robescu, se pare că a câștigat. Adi va fi intervievat, peste 5 minute ne întâlnim, dar haideți să-l aplaudăm pe... Okay. Urmează partea de networking în care fiecare interacționează brownian cu fiecare. Play!